ajunge și azi până aici, la dumneavoastră. Și mă bucur pentru îndemnul care l-am primit de a vă vizita. Și am călătorit împreună cu fratele. Bine, eu am stat pe scaun, el a condus. Dar Dumnezeu ne-a sprijinit și am sosit cu pace. A lui Dumnezeu să fie toată strada. Mă bucur că v-am găsit la rugăciune. Mă bucur că v-am găsit înaintea Sfântului Cuvânt. Mă bucur că vă place de rugăciune. Și aș dori ca bunul Dumnezeu să ne înflăcăreze și pe bătrân și pe tine, ca tot mai mult și tot mai adânc să ne rugăm. Cum cânta Niculiță Moldovean de la Sibiu, când a făcut una din cântări în care spunea: tot mai mult să ne jertfim, mai adânc să ne iubim, mai deplin trăim ce știm, ca apoi să fim cum ne numim. Pentecostal, deci. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar pentru aceasta m-am gândit și cuvântul citit înainte este un cuvânt bogat și minunat, dar fratele a mers cu explicația lui după cuvântul care i s-a dat și a vorbit și despre stări negative, păcătoase, care se întâmplă printre cei mântuiți. Măcar că n-ar trebui să se întâmple, dar se întâmplă. Pentru că oamenii sunt numai oameni. Dacă n-ar avea păcate și greșeli, ar avea frângeri. Dar dacă au și din astea, să dovedesc cu prisosință că nu-i decât om. Și Dumnezeu a zis în Genesa 6, când cei pe care El i-a pus în slujbă cu scop ca omenirea să se pocăiască și să n-ajungă să fie nimicită de potopul de ape, ei, în loc să-și vadă de propovăduire și să se bucure de Duhul lui Dumnezeu care era turnat peste ei, au alunecat în plăcerile trupești și s-au încurcat lucrurile. Astfel, nu știm câte mii au fi fost ei acolo. Unii alunecă în deșarta gândire că au fost îngeri. Nu au fost îngeri. Fiul lui Dumnezeu a fost numit totdeauna toți oamenii peste care Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt. Amin. Și noi astăzi suntem numiți Fiul lui Dumnezeu. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Dar acești fii al lui Dumnezeu au avut o sarcină. Și atunci Petru spune că din cei din vremea lui Noe, el a rămas singurul propovăzuitor al neprihănirii. Păi el a căzut din neprihănire, datorită pornirilor, poftelor și gândurilor lor. Acum, în zilele noastre, asistăm la aceea cădere. Dacă atunci, în apropiere de potop, au perit atâția, și au căzut de pe calea lor atâția, acum înainte de marele potop cu foc, iarăși cad
Nu mă auz. El a căzut. Doamne Iisuse! Tu cât e unica. Și pare că în adins cad în aceea stare în care au căzut ei de atunci. Și Dumnezeu a zis atunci, Duhul meu nu va rămâne pururi în îngeri. Așa a zis om. Nu va rămâne pururi în om, că și omul nu-i decât carne păcătoasă. Ăștia suntem noi. Dar Dumnezeu a binevoit în sfințenia sa, după ce a luptat pentru disciplinarea omului, prin diferitele forme, cu mânie, arătând potopul, arătând distrugerea Sodomei și Gomorii și alte, apoi cu îndurări, apoi le-a pus la dispoziție șerfe care să-i coaste și cum ar fi amenzile de azi la circulație. Păi, spunea un frate, stare mare amenzile, mulți nu le pot plăti. Așa se întâmplă. Dar de ce sunt amenzi? Ca să nu mai păcătuiești, să nu mai calci legea. Așa a fost și atunci. Amenzi peste amenzi, transformate în șerfe. Și omul trebuie să se păzească de păcat. Că iară trebuie să se verse sânge. Și fără vărsare de sânge, zice Pavel în Epistola către Evrei, nu este iertare. Acum Dumnezeu, după ce a trecut prin toate formele, a dat în cele din urmă legea. Țineți legea și străiți prin ea. Dar nu puteți ține. Și legea n-a dus nimic la desăvârșire. N-a putut aduce niciun om la desăvârșire legea. Și văzând că totul, în orice formă, nu l-a putut îndrepta pe om, în sfințenia sa a trimis pe pământ pe unicul lui Fiu. Mărească-i să nu. Acest unic Fiu, încă dinainte de întemeierea lumii, El a fost planificat ca să fie Mântuitor și Izbăvitor. Aleluia. Mărească-i să nume. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă că El a venit în lume ca lumină și oamenii să creadă prin El. Cei ce cred să fie luminați, așa cum se numesc pocăiță în Orientul Mijlociu. Acolo nu știe nimeni să zică pocăitul, ci zic luminață. Deci cel ce se pocăiește e un om luminat. Cuvântul lui Dumnezeu ne vrea pe noi să fim lumină și ne luminează. Dar pentru asta a venit Iisus, lumina lumii. Ca să ne lumineze pe noi care eram sub umbra morții și în întuneric. Să ne lumineze. Că El era lumina. Mulți nu putem pricepe și omul are mintea limitată și îngust. Nu poate merge departe. Dar în schimb, când Dumnezeu a zis să fie lumină, atunci noi ne gândim cum o fi fost aia
că nu era o stea pe cer, nu era lună, nu era soare. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și continuă să spună nu că a apărut, nu că a făcut-o atunci, ci dimpotrivă a fost. Slavă. În termen definitiv și permanent, a fost lumină. Și aceasta lumină a venit în lume. Mărească-se numele Lui. Aceasta este lumina întregului. Aceasta nu este lumina soarelui care luminează câteva planete. Aceasta este lumina întregului. Și această lumină a întregului e Iisus. Mărească-i să nume. E Iisus. Aici trebuie să corectăm la ideile noastre cu o zi a creației. Fiindcă noi ne gândim la o zi, la ceea ce pricepem noi. În 24 de ore, jumătate să fie noapte, jumătate să fie zi, și zicem la toată aceasta o zi. Dar nu e așa. Nu e așa. Chiar noi, cu mintea noastră mărginită, dacă te sui în avion și te înalți la 12-13 km, păi altă zi, altfel ziua. Pe pământ cunoști orașele după străzile luminate cu becuri. Întuneric plin. La tine, pe tavanul avionului, bate razele soarelui din plin. Nu? Păi dacă aici, care e cel mai înalt munte? Nu? Păi dacă ești pe vârful lui, la cât răsare soarele? Cât răsare în Bistrița? Nici vorbă. Sau acum, că soarele apune, dacă dai telefon la Arad, ai să vezi că la Arad încă vede soarele când tu aici l-ai văzut asfințit. Ei încă acolo îl vede. Deci așa și la noi pe pământ ziua nu e așa cum o știm noi. Numai ne-am obișnuit. Apoi la polul nord și polul sud, jumătatea timpului din an e zi și jumătate e noapte. În 21 iunie, pe cercul polar, s-adună mii de oameni. Vin cu avioane, vin cu aparate diferite și își fixează ceasurile după soare. În 21 iunie, soarele se lasă după pământ la ora 12 sau 24 noaptea. Fix când aici sosește, fix s-a lăsat. Și tu în numeri, o secundă, două, trei, patru, când ai ajuns la 60, soarele a ieșit de din coace. Atât ai noapte. 60 de secunde. E, mai potrivește o zi cu a noastră? Nu mai potrivește. Sau dacă te duci pe jumătatea pământului, acolo nu există niciun minut mai mult, noapte sau zi, indiferent dacă e vară sau iarnă, la același minut. Răsare la același minut apune. Și suntem aici pe pământ, în cuipul ăsta pământesc, și așa de diferit. Dar atunci a fost minunea aceasta. Dumnezeu a chemat lumina, așa a zis,
să fie lumină. Aleluia. Și a fost lumină. Aleluia. Și asta este exact cu același cuvânt din Ioan, capitolul 1. La început nu a apărut, nu a fost făcut, era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Cine era acest Dumnezeu? Iisus Hristos. Mărească-i să numele. Amin. El era la început cu Dumnezeu Tatăl acum. Vedeți? Deci Iisus a fost la început cu Dumnezeu Tatăl. Nu are un început. Cum se spune și în evrei și în psalmi despre Melchisedec și Iisus a semănat cu Melchisedec, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, fără început și fără sfârșit a zilelor. Măriți să fie Domnul! Așa de minunat! Acum putem pricepe de ce apostolul a spus, printre altele, noi nu suntem fii ai nopții, nici ai întunericului, că atunci când nu era nici soare, nici lună, nici stele, Dumnezeu a văzut că lumina e bună și a despărțit-o de întuneric. Pe lumină a numit-o zi și pe întuneric l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață și asta a fost ziua întâi. Dar cât timp a durat asta? Noi nu putem calcula cu mintea noastră omenească. Știm în schimb că lumina a fost și tot ce s-a făcut, s-a făcut sub această lumină. Aleluia. Și cuvântul ne spune, toate au fost făcute de El și pentru El. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Că El a fost lumina. Slăvească-i să numele. Acum, noi dacă suntem fii ai zilei și ai luminii, trebuie să umblăm ca în timpul zilei. Și de aceea Pavel vine în Evrei, capitolul 12 cu 1 și ne spune un cuvânt tare minunat și interesant pentru noi. M-am gândit la el când fratele amintea de unele păcate pe care unii îndrăznesc să le practice. Și noi, ăștia de aici, din Bistrița, ăștia din casa asta, cu mine împreună și cu frații ăștia ce stau aici în flanc. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedecă și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, măriți să fie Domnul. Deci noi nu suntem chemați a mere comos, cu atât mai mult nu suntem chemați a ne ruga domnește și comod, cu atât mai mult nu suntem chemați a propovătui numai unde ne place și numai cum vrem noi, ci totul trebuie cu foc. Ioan Botezătorul a zis, eu vă botez în apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu? Cu foc. Și cu foc, cu Duhul Sfânt, dar și cu foc. Cât sunteți botezați aici de Domnul cu Duhul Sfânt? Puteți ridica o mână? Măriți să fie Domnul. Dar cât sunteți botezați acum cu foc?
Că dacă sunteți botezați cu foc, atunci mai cu foc trebuie să fie rugăciunea, mai cu foc trebuie să fie venirea la adunare, mai cu foc trebuie să fie dărnicia, mai cu foc trebuie să fie predica, mai cu foc trebuie să fie totul cu foc făcut. Mărit să fie Domnul! Dacă ne lăsăm așa pe tânjală, cum zice românul, că acum a rămas vorba de tânjală, dar majoritatea nu știe ce e aia. În schimb, să știți, știi ce e aia? E o rudă cu un cârlig agățată la un alt car sau la o altă greutate sau la un plug. Ei, păi dacă ai așa o rudă cu un cârlig agățat undeva, atunci tu te lași pe tânșală, dar dezbairă-te de asta, desfă-te de asta, fii liber în Hristos, mărit să fie Domnul. Și un om liber în Hristos, ăla mere frumos pe cale, mărit să fie Domnul Iisus. Uitați-vă! Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare, de martori, pe care e norul ăla de martori? Norul ăla de martori îți citați cu numele mulți din ei în capitolul 11 din Evrei. Și noi îi amintit, și Abel îi amintit, și Iosif îi amintit, și Moise îi amintit, și la rând toți ăștia norul de martori, dar ei au fost așa domnoși ca noi? Nu! Ci ei au alergat cu stăruință în calea către Dumnezeu. Fie slăvit Domnul! Păi vă închipuiți, Moise, care a învățat toată știința Egiptului, ne spune Biblia. A învățat atunci însemnează arhitectura, a învățat atunci ingineria, a învățat atunci toate disciplinele, nu? Și după ce le-a învățat astea toate, era obligator un om de stat de atunci să fie învățat și vrăjitoria, să fie învățat chemarea duhurilor, să nu se sperie de nimic ce vede. De aceea Moise nu s-a speriat când s-a uitat la rug, flăcările până nu știu unde și nu cădea o frunză, nu s-ardea nicio frunză. Păi el nu s-a temut, el a știut că se pot întâmpla multe lucruri. S-a dus să vadă ce-i și rugul, focul din rug, a strigat la el, stai un pic pe loc, descalță-ți încălțămintea, că locul pe care ești e un loc sfânt, fie slăvit Domnul. Catolicii în locul ăla a făcut o mănăstire și a ocrotit un fel de rug cu țepe și ăla, cum ar fi rugii ăștia de zmeură. Și l-au ocrotit acolo ca să n-ajungă oamenii, l-au făcut să iasă mai sus și de-abia a rupt și o bucățică de crenguță din el, de acolo. Și ei spun că la rugul ăla, nu știu dacă i-a făcut vreo sursă de apă din altă parte, dar ei spun că niciodată nu trebuie să pună apă la el și el nu se usucă, el își duce viața tot așa, că ăla e rugul lui Moise. Acum nu știu toate câte sunt de adevărate, dar ce scrie Biblia, eu cred că așa a fost. A văzut că nu se mistuie și s-a dus să vadă ce e acolo. Păi eu sau matale, dacă ai vedea așa o minune în stradă sau undeva sau acolo, uite, ficusul ăla, să-l vezi că îl învăluie flăcările și nu se întâmplă nimic cu el, știi cum a ieșit pe ușa afară, una, două. Că ai gândit, mă, ce arătare e asta și te-ai teme. Dar Moise, care a știut toate astea, nu i-a fost frică. El a știut toată știința Egiptului. Și cu toate acestea, îi stătea la îndemână tronul.
El era fiul fiicei lui Faraon. În casa lui Faraon nu mai era un băiat. El trebuia să urmeze la tron. El trebuia să fie cel care să conducă imperiul ăla egiptean de atunci. Dar cu toate acestea, el a părăsit ideea asta și educat de mama lui într-un timp de cel mult 7 ani. Nu se putea mai mult. O doică era până la 3-4 ani, dar hai să zic să-l fie acceptat până la 7 ani. Dar mai mult nu, că de acolo ne rămâne vorba, îți lipsesc cei 7 ani de acasă. Dacă mama, niciodată când fetița îi spune hai și mâncă, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Apoi asta tot așa face și când soacră să ia pune de mâncare. Și soacră să va zice, vai că rău te-o mai crescut. Nu mai ești eu ispită pe capul meu. Apoi, când băiatul va zice, tata, mă, hai să facem asta. Eu nu fac, eu nu mă pricep, eu nu pot. Păi vei ajunge, mă, să ai un copil, cum am văzut pe unul, lângă Alba Iulia, într-o comună, s-o căsătorit, dar eu i-am spus, măi, tu nu te însura, mă, că tu ești o pacoste, mă. Nu te însura. Păi el n-a vrut să mă asculte, la un moment dat s-a însurat. M-am dus și eu la nuntă, pastorii de acolo tot zicea, hai, hai, roagă-te, lasă-mă, mă, în pace. Păi eu știu că ăla nu-i de căsătorie. Ei, o crescut printre dalele din curte iarbă. Și zicea femeia să apoi, mă, dar ne râde oamenii, curăță de acolo așa. Păi el așa făcea, dar mă dor mâinile, dar nu pot. Om de aproape 30 de ani nu putea curăța iarba dintre pietri, că îmi durea mâinile. Atâta poți să scoți un copil de leneș dacă nu te gândești de nic să-l pui la treabă și să-i învingi merabele. Ori fată, ori băiat, nu lăsa după el. Când îl vezi că se mânie, el nu ia așa, tinde-l, nu-i voie să te mânii. Trebuie să pui pe altul să-l mânie și tu să-l stăpânești, să nu te mânii. Tu ești fiul de Dumnezeu, tu ești copil sfânt, tu n-ai voie să fii mânios. Atunci crește un om pentru Dumnezeu. Bă, dacă nu, crește un nerăvaș. Și cu ăla n-ai ce te face, ăla te va năcăji și pe tine și tot neamul lui după el îl va năcăji. Trebuie să ai grijă, ești un copil de pocăit, păi nu ești numai atât. Ești un copil de Dumnezeu, ești un fiu al Domnului. Tu trebuie să fugi de mânie, tu trebuie să fugi de zgârcenie, tu trebuie să fugi de minciună. Și dacă birui lucrurile astea care din inimă pornesc, atunci ai să birui și pe cele trupești care mai târziu încearcă să te stăpânească. Păi dacă pe astea mărunte nu le birui, alealte numai să joacă cu tine și te face de râsul oamenilor. Dar noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Și norul ăsta, dacă l-am luat acum în discuție, numai pe Moise, vă închipuiți ce însemnează asta? Uitați-vă aici când vorbește de Moise în capitolul 11, versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Auzi de unde a plecat disciplina? De la părinții lui, de la credința părinților lui. Când s-a născut, pentru că vedea că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Ei, vedeți? Nu trebuie să te înspăimânți că se dă o lege, că se dă nu știu ce, păi tu nu trebuie să te înspăimânți de aia. Și-am avut atâtea piedici, securitatea și câți toți pe vremea aia.
și mai și atins câte un fii prin procuratura militară și alte povesti din astea. Dar nu m-au putut înspăimânta când eram năcășit în vreun fel. Peste mine coborea o bucurie mare de tot. Și mă gândeam atunci, păi de-aia a putut cânta, cum zicea fratele, mergând pe arenă, la lei și la fiare, să-i mănânce mereu cântând, că-i stăpânea bucuria mântuirii. Păi când vedem că sunt groase treburile și dau de năcazuri, nu era frică, era o bucurie mare, mărit să fie Domnul. Și asta trebuie să fie în educația copiilor bisericii. Știți, moravienii s-au dus și ei odată cu un vapor ca să evangelizeze pe cei din America, pe care erau acolo, sălbatici de acolo. S-au dus și ei. Și împreună cu ei era și călugărul evanghelist a Bisericii Catolice trimis cu acela scop acolo, Wesley. Și când s-au dus pe ocean încolo, s-a stârnit o furtună enorm de mare. Și când s-a stârnit furtuna, toți oamenii au îngălbenit. Valurile veneau, era mai mari decât vasul lor. Dacă unul se lăsa în vas, gata era. Dar moravienii cu copii, cu femei, cu toți, s-au adunat toți într-un loc și cântau veseli și plini de pace. Și atunci ăsta a auzit, no, asta nu știu, dar asta nu știu cum să faci așa. Și după ce s-a terminat furtuna, s-a dus la pastorul lor, care era cu ei acolo. Nu știu dacă îl numea pastor, că asta vine de la greacă, pastor, și însemnează vindecător de suflete. Și bine ar fi toți păstorii numai să tot vindece la suflete. Dar mai sunt păstori și ca unul de pe la ăsta din Moldova, Iacobeni, că i-au dat în primire oile primăvara oamenii și unul a avut o oaie slăbuță de numa. Și mai merea din când în când să vadă ce face oaia aia, să mai îndreaptă, să mai... Nu. Când se duce odată oaia, nu-i la turmă. Păi mă, unde-i? Păi zice, să-ți arăt. Se duce la colibă și e de acolo două urechi. E o urcat-o lucru. Ăla e urechile în mână, îi părea rău după mielușica aia. Dar toți uitându-se la urechi, mă, că dacă a mâncat-o lupul, cum de urechile astea cu sânge? Tot uitându-se era ce, numai vine oaia, fără urechi. Oaia a căzut într-o mlaștină, s-a scufundat acolo și era slabă și nu a putut ieși afară. El ce s-a gândit? Decât să se chinuie, să o scoată din noroi, o tăiat urechile. Lasă că îi arăt la stăpâna asta. Și acum oaia venea toată plină de noroi după multă luptă sărmana de ea. Ăla când o vede, mă, păi tu ești cioban, mă, no, eu rămâi aici, ies ce ai și pleacă. Și până n-o găsit alt păstor, n-o lăsat pe ăsta la turmă. Păi așa mai sunt păstori, știi, care mai taie urechile la oameni. Ca Petru. Și el a fost păstor. Deodată i-a dat peste urete. El era Iisus. Marcu era fără urete. Dar Iisus a vindecat-o. Mărit să fie Domnul. Și după mine o fi vindecat Iisus uretele la mulți. Și după mulți din noi. Dar Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat vindecători de suflete. Nu care să facem rană, ci care să vindecăm. Amin. Și în felul acesta, deci uite-te, părinții au fost cei din tâi care au băgat instrucția credinței în Moise. Apoi mai târziu, el, când s-a făcut mare, a avut și a vrut așa, prin credință, Moise, când s-a făcut mare,
N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păi la palatul lui Faraon, el avea acolo zeci de cântăreți și cântărețe care îl înveseleau când merea la masă, când ieșea de la masă, când intra la o ședință, când merea la culcare. El avea tot despriul Egiptului, stătea la îndemână. Cine i-ar fi oprit lui ceva? Totul era pentru el. Dar el a învățat de la mama lui să socotească ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Păi știi cât sunt de mari comorile Egiptului până astăzi? N-ai idee! Am fost în muzeul de la Cairo, apoi uite cât e din stâlpul ăla până aici, așa și mai așa, o ladă mare, pe atâta, nu știu cât de groasă, din aur curat, în muzeu, găsită pentru niște împărați de-a lor, pentru oameni de-a lor, unde îi băga și îi mormânta în aur. Și câte din alea acolo, numai aur vezi. Și acum, da, atunci pe vremea aia. Și el a socotit toate comorile astea ca ceva de nimic, având ochii ațintiți la răsplătire. Dar pe tinerii noștri îi fură o curea cu ținte. Mai bine una toată ținte de jur în jur decât una simplă. Apoi pe fetele noastre le fură câte o zdreanță care n-are numai cât de ajetul ăsta, ceva peste umeri și încolo să fie goală, ca și cum ar merge la căsele de despriu. Măi, frați, uitați-vă la înaintașii noștri, cum au trăit, cum au umblat. Ea nu și-au făcut părul creastă de cocoș și să-l vopsească verde și roșu. Ei au umblat smeriți cu Dumnezeu. Amin. Fie slăvit numele. Aleluia! Priviți țintă la Hristos și urmați pilda martorilor ăstora. O păgubit Moise? N-au păgubit. O fost asuprit? O trebuit să fugă, s-o duși, o suferit, o stat cioban la voi. Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat instrucțiile care nu l-a putut primi în Egipt. Acolo el a văzut rugul, acolo a văzut bâta făcându-se șarpe, acolo a văzut mâna umplută de lepră și când o scos o două oară curată la fel. Vrei să vezi minunile lui Dumnezeu? Cum s-a rugat apostolii, însoțaște cu semne, cu minuni. Păi noi aia vrem să vedem. Semne și minuni. Hărit să fie Domnul. Am fost în biserică din Sibiu și m-am rugat pentru un copil care avea o dioptrie mare, ochelar mare, în biserica baptistă numărul 1. Și l-am chemat pe băiat, vină mă încoace, avea vreo 13-14 ani, aici, 12-14, nu știu exact cât. Vină încoace, tu crezi în Iisus? Da, hai încoace. Mamă s-a venit repede lângă el. Am chemat și pe păstorul baptist, căpățână Sorin, hai aici, că-i voia ta. A venit și el. Dar uite măi, ne rugăm pentru copilul ăsta. Dar și tu pui mâna, mă, și tu. O pus-o și eu mâna, i-am făcut ungerea și am strigat către Dumnezeu că m-am simțit pe Domnul. Și i-am luat frumos ochelarii jos și l-am făcut să citească versetele de pe pereți. Apoi am luat Biblia, o Biblie din aia de buzunar mică, i-am desfăcut-o, o citit un capitol,
Vezi, mă? Văd! Ce-am dat ochilorii la mama sa și în veci nu i-o mai pus. Azi e mai mare decât mine. Uite pe atâta, l-am văzut și am păsta. E mare și frumos și nu mai are ochilari. Că Dumnezeu l-a vindecat. Este o soră, Rotaru Ana, a avut aici la ochi un nijel care s-a făcut mare și vânăt, urât, urât. S-a dus la medic și medicul a zis, auzi, nu știm ce e acum, dacă umblăm la el, nu știm ce se întâmplă. Poate să fie bine, dar poate să dai de mare baie. Nu s-a lăsat. O venit la rugăciune. Ne-am rugat, i-am făcut ungeri, așa, două zi, nu mai fost niciun nijel la urmă. Nici semn unde a fost nijel. Mărit să fie Domnul. Sau acum de două săptămâni, când am mai fost acolo, într-o duminică, a venit mai mulți la rugăciune, ne-am rugat pentru ei. O soră de ani de zile nu auzea. Dacă cineva vroia să-i comunice ceva, trebuia să-i strige tare la ureche și apoi pricepea ceva cu greu de tot. O venit și cerca să-mi spună și mie, dar dacă ea n-auzea, nici nu-și putea controla vorba. Credea că vorbește tare, dar eu n-am auzit și așa cam surd. N-am auzit ce-i trebuie, dar ea a vrut să-mi spună de câți ani nu aude și cum e. Lasă poveștile, ne rugăm. I-am făcut ungerea, ne-am rugat, când s-a dus acasă, sunt tornător. Mă, eu vă aud, îi auzea pe ei din casă cu vorbe. Bă, Dumnezeu nostru, Dumnezeu minunilor. Dumnezeu nostru, Dumnezeu al minunilor. Noi zicem, Doamne, fă minuni, dar El e Dumnezeu minunilor. Și El ar vrea să ne zică invers. Hai faceți voi o minune! Hai faceți voi o minune! Și anume ce? Fiindcă sunteți înconjurat cu nor așa de mare, de martor, faceți minunea asta, măi! Dați la o parte orice piedică! Faceți minunea asta, mă! Și păcatul care vă înfășoară, dați-l la o parte! Măriți să fie Domnul! Bă, dacă voi faceți minunea asta, păi eu le fac pe alea la alții. Măriți să fie Domnul! Că El are putere! El nu-i ca noi! El nu se uită ca noi la lucruri! El e altfel! A Lui să fie slavă! Și de aceea, iubiți frați, dacă chiar a hotărât Dumnezeu să ne întâlnim, hai să ne gândim bine împreună. Avem încredere că Dumnezeu ne iubește. Prin ce putem pricepe? Prin faptul că ne-a chemat pe fiecare din felul nostru de șer, de vinire, din păcatele în care eram, ne-a mântuit. Ne-a dus pe calea asta credinței și a păcii. Acum, dați la o parte piedicile. Nu dacă cineva zice un cuvânt, odată te umfli, odată te mâni, odată scos cuvinte nepotrivite, cum s-a întâmplat cu unul predicator, el, vai Doamne, îl credea mulți om sfânt pe bietul de frate, dar la o întâmplare într-un atelier cu mașina acolo, nu i-au căzut lucrurile cum trebuie, odată o tras o înjurătură. Ălalalt care era cu el, mă frate, mă frate, mă, pă ce se întâmplă, mă? Pă zice, ea m-a luat gura pe dinainte. Băi, dragul meu, bă, gura ce e pe dinainte când inima nu-i cu tine. Mintea ta, cum o zis Pavel, vrea neprihănirea, vrea pe Dumnezeu, dar inima și trupul tău vrea la altă mâncare. De dincolo, pe câte surori, câți frați, nu pot să zic așa după ce scot câte o vorbă, vai, îmi pare rău, m-a luat gura pe dinainte. Dar o cheamă la sfințire pe gură, cheamă la sfințire pe inimă, cheamă la sfințire
sfințire gândul și cugetul. Bă, dacă ai un cuget sfințit de Duhul Sfânt și dacă ai o inimă plină cu Duhul Sfânt și dacă ești spălat cu sângele lui Iisus, de unde să mai iasă alea alte? Nu mai au loc, nu mai au de unde. Nici gânduri nu mai poți să ai. Doamne Iisuse, ce frumoasă e pocăința! Ce binecuvântare să fii un pocăit cu adevărat! Un băiat de la noi a terminat acum facultatea și toate școlile de rangul lui au fost chemați la Toronto și acolo le-a dat o masă și i-a făcut să se cunoască toți cu profesori, cu nu știu ce, și au venit acolo tot felul de oameni specialiști și directori și nu știu eu, și să-i aleagă așa, pe deasupra, la care cei trebuia la firma lui, din ăștia care au terminat acum. Ei, apoi acolo, el era pocăit, el era un băiat care venea aproape în toată ziua la rugăciune, când avea un pic timp liber. Și acum s-a dus la Toronto, acum m-a întrebat, apă, ce să fac? Mă, tu fii lumină! Ce? Cum? Ce să-i zic? Fii lumină! S-a dus acolo, ăștia a început să servească câte ceva tărie. El a spus, eu nu folosesc alcool. Asta, nu mai avut nimeni treabă cu el. Ei, dacă eu venit altă vreme, că i-au dus pe toți așa față în față, să dea mâna, să se întâlnească. Și el, și pe băieți, și pe restul, dădea mâna, numai de mână. Îi ținea așa la distanță, știi, frumos. O șmecără de fată n-o fă mulțumită. El o ținut-o cât o ținut-o la distanță, dar aia s-o repezit și l-o prins și l-o sărutat și pe un braț și pe altul. O venit acasă așa de distrus și cu atât a plâns și-o venit repede la mărturisire și-o spus, uite-te ce-am pățit. Dar tu ai strâns-o în brață. Nu, frate, ia, o sări la mine, ia, n-o povesti, mă, așa face păcatul. Acum nu te veștezi tu pentru asta. Iisus te vindecă și de asta, dar ți-a dat o lecție. În lume tu poți fi atăcat și tu trebuie să știi să te păstrezi curat în totul. Păi, dar ce fac tinerii noștri că se duc seara pe stradă și nu numai, fac altele și altele. Vezi? Sau ce fac tinerii noștri, ăla de exemplu, toate lecțiile le făcea la computer, dar nu se uita la un chip care era în afară de lecțiile lui. Nu se uita și a păstrat mintea curată, inima curată. Ei, tu ce faci? Nu cumva te joci și mintea ta e plină acum de toată sălbătăcia firii? Dragii mei, dați la o parte orice piedică și păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Și apoi, zice Pavel, ca niște copii prea iubiți, auzi, noi suntem și copiii Domnului, da, și prea iubiți. Înarmați-vă acum cu toată armătura Duhului Sfânt. Să puteți să ne pierd împotriva uneltirilor sătane, care multe uneltiri. Mărească-se Domnul Iisus, care ne dă putere în luptă, a Lui să fie slavă. Și în felul acesta, dacă dai la o parte toate lațurile de câte te încălcești tu, și dacă dai la o parte și păcatul, care ne înfășoară așa de lesne, atunci poți alerga cu stăruință în alergarea spre rai. Glorie Domnului! Dacă nu, atunci ai bai că tu nu poți să alergi.
tu mergi atunci ca un animal pe care îl împiedici. Și ai văzut cum se împiedică caii? Ai văzut? Majoritatea cailor se împiedică de la căpuțan de aici și de un picior. Apoi nu poate merge. Alții îi împiedică de două picioare și nu poate păși. Trebuie să sară ca să facă un salt ceva. Ei, vedeți, noi suntem chemați în Domnul să fim liberi, nu legați. Nu împiedecați pe care. Să putem alerga cu stăruință, măriți să fie Domnul. Și mă gândesc că e destulă predică, că dacă atâta fac și eu cât v-am spus, și dacă atâta faceți cât ați auzit de la mine, în seara asta, până duminică, e un lucru minunat. Duminică vom căpăta alte lecții. Și așa, din zi în zi, o mere crescând. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul să binecuvinteze adunarea. Amin. Și să vă dea putere să rămâneți până la venirea Domnului. Și eu, și dumneavoastră, și tinerii, și copii, și toți, să ne înfățișem înaintea lui Iisus. Amin. Amin. Amin.